Un subiect extrem de important pe care vrem să-l discutăm puțin mai pe larg aici, mai pe larg decât pe Instagram, și anume detoxifierea. Ce este, de ce trebuie să o facem, metode prin care să o facem, acasă, nu acasă, cum, detalii, ajungem și la ele. Dar o să începem cu primul subiect. Ce este de fapt detoxifierea, ca să înțelegem despre ce vorbim? Multă lume nu știe că detoxifierea e nimic altceva decât începutul vindecării. Și opusul detoxifierii este intoxicare. Exact. Care, înainte de diagnostice, în latină și cardiovasculare și autoimune și nu știu ce, în primul rând, inflamează organismul. Îmbătrânește prematur celulele organismului, după care încep niște disfuncții. Asta doar și doar din cauza că suntem intoxicați. Asta e definiția, practic, și a bolii. Din păcate, nu există cultura detoxifierii, nu există specialiști care să ne povestească despre cât de importantă este, de asta am ales și acest subiect, cu atât mai mult cu cât primăvara și toamna știm cu toții că organismul are nevoie de susținere. Are capacitate mai mare de a se înnoi, de a se regenera și atunci ca acest mecanism să se întâmple într-un mod sănătos, benefic și rapid, întâi începem cu detoxifierea ca să permitem corpului să se regenereze frumos. Detoxifierea, din punctul meu de vedere, dacă nu există, duce la apariția bolii. Greșesc? Nu greșești. Practic, bolile cronice pot fi definite ca și un organism gata intoxicat, care nu se mai poate adapta, care nu mai poate să se detoxifieze. Deci vedem cum bolile cronice înseamnă efectiv un organism intoxicat într-un mod regulat, în mod cronic. Și pentru asta, medicina clasică are o abordare de a te condamna permanent toată viața la niște medicamente chimice. Care sau și ele multe intoxică. Da, apropo, o mică, mare paranteză, medicamentele chimice intoxică. Direct în ficat. Să nu avem îndoieli. În primul rând, ficatul și rinichiul și câte alte sisteme dereglează absolut tot organismul. Nu e deloc de neglijat paranteza asta, dar noi că vrem să ne axăm pe a construi sistemul imunitar pentru a reface imunitatea, pentru a reface drenajul limfatic, pentru a reactiva tot organismul ca să se detoxifieze. E vorba de niște tincturi, e vorba de un stil de viață, e vorba și de o atitudine constructivă. Până să ajungem acolo, probabil, tu te întrebi cum să mă intoxic, cu ce să mă intoxic, domnule, că eu ce mănânc, beau apă? Aditiv, cu coloranți, cu zahăr, cu sirop de porumb, care e echivalentul zahărului. Deci, practic, luăm partea de nutriție, în primul rând, alimentația, tot ce găsim, mare parte din ce tot găsim. Tot ce e fals, tot ce e cu aditivi, tot ce e procesat, intoxică organismul într-un fel foarte accelerat. Pe de altă parte, faptul că nu bem suficientă apă nu permite toxinelor să iasă din corp. Mai departe, faptul că nu avem scaun zilnic este o nouă sursă de intoxicație. Absolut. Constipația înseamnă, în alte cuvinte, un proces de fermentare în interiorul nostru a celor produse care sunt gata toxice, care din nou, dacă fermentează, noi ne reîntoxică și ne reîntoxică. Practic, noi trebuie să vorbim de un întreg ansamblu de detoxifiere. Faptul că suntem sedentari, că nu facem sport, nu permite corpului să-și facă transpirația, care știm că transpirația urât-mirositoare, ce înseamnă? Că este acolo toxinele. Vă garantez că după ce faceți cure serioase de detoxifiere, o să transpirați și nu o să mai aibă miros transpirația în sine. Deci o să se vadă o diferență enormă. Lipsa de oxigenare corespunzătoare, din nou, nu înseamnă nimic altceva decât toxinele lăsate și stagnate acolo în organism, liniștite, pentru că în momentul când ne oxigenăm și mai punem și corpul în mișcare și ne antrenăm la aer curat, nu se mai începe războiul, practic, cu toxinele. Imunitatea prinde viață și luptă împotriva toxinelor. Iar mai fi, de exemplu, despre aerul poluat, care, din nou, aerul curat dezinflamează organismul, aerul poluat intoxică și inflamează organismul. Un organism inflamat, ce ziceam chiar la început, îi îmbătrânește prematur, lasă toxinele sub covor, ca să numim și să redefinim bolile cronice, sunt lăsate în organismul nostru, în habitatul nostru, sub covorul imunității, toxine, care pot să dea dureri, care pot să dea oboseală cronică, pot să dea vlăguire, pot să dea și dă, în timp garantat, depresie.
poate să dea N diagnostice. Și păcat e că în loc să mergem la doctor, la majoritatea doctorilor, să ne zică, bun, avem nevoie de detoxifier. Avem nevoie să vedem stilul tău de viață, hai să vedem care sunt cauzele pentru care ai ajuns la mine în birou, cauzele pentru care ai boala X, Y sau Z. Nu se dau? Noi nu mergem înspre cauze, prin medicina clasică, mergem prin simptome. Alt tip de intoxicație care mi-a venit acum în minte, metalele grele, prea puțin am auzit. Cuvântul care mi-a făcut click spre metalele grele a fost oboseală cronică. Așa se manifestă în foarte multe cazuri. Cam toți avem metale grele în corp, pentru că probabil cel puțin odată am mâncat conserve, mâncare la conservă sau... Pește gras, cereale procesate, foarte multe scandaluri implică aceste cereale procesate cu glifosat, cu multe alte metale grele, care, în primul rând, când intră în noi, organismul le elimină, că sunt foarte otrăvitoare, sunt toxice și neurotoxice. Dar la un moment dat, când e prea mult, și asta poate să fie deja de la a doua săptămână, de obiceiuri greșite, sau de la a doua zi, depinde la fiecare, sau în 2 ani, începe organismul și se blochează. Nu mai poate să scoată gunoaiele, nu mai poate să scoată rezidurile toxice din noi. Și acum că v-am înspăimântat suficient, deprimat și glumesc. Acum să venim și cu partea bună, cu vestea că există soluții pentru orice în mare parte și cum să facem detoxifiere corect? Vă spun din start că nu faci o chestie și gata, voila, ai înviat, nu? Trebuie să lucrăm pe mai multe planuri în paralel. O să începem cu primele... Stil de viață. Dacă am început cu mâncarea, trebuie început cu mâncarea. Exact. Orice e fals, orice e cu aditiv, intoxică organismul, slăbește metabolismul, arderile, eliminarea. Deci în momentul când ajutăm organismul cu mâncare întreagă și adevărată, normal că deja începe un proces de detoxifiere pentru că nu mai intoxicăm corpul. Cei care ne urmăriți pe Instagram știți deja că noi ne aprovizionăm doar de la producători locali din surse sigure. Mă refer la anumite asociații care au grijă ca producătorii pe care îi contactează să nu stropească cu niciun fel de pesticide. Vă recomandăm și vouă să apelați, să căutați și să apelați la asemenea vânzători foarte mici care... Nu fac o avere din asta, dar preferă să pună pe, în fața noastră, spre vânzare, o materie primă de calitate. Asta e foarte important. Mai departe, suplimentați aportul de apă. Nu este un mit. Bem minim 2 litri de apă pe zi. Bărbații pot să bea mai mult. Un bărbat ca și Sorin la 80 ceva de kilograme și 1,87 m, probabil va putea 2 litri jumate, 3, fără nicio problemă. Apă de izvor, pentru că este mineralizată, iar apa care se numește potabilă, e cu clor, e cu conservanți, în timp ce apa potabilă intoxică, încet, dar sigur, apa de izvor mineralizează organismul. O parte care mie îmi place foarte mult sunt băile de detoxifiere, probabil în special domnișoarele apelează la asta. Se fac foarte simplu, dacă cunoașteți pe cineva care face bombițele acelea de detoxifiere, apelați la ei, dacă nu, nu vă recomand cele din comerț frumos, mirositoare, roz, bonbon cu picățele, că au foarte multe alte chestii care nu ar trebui să fie acolo. Sau să vă faceți voi foarte simplu, într-o baie caldă, dacă nu aveți tensiunea prea mare. Vă puneți o lingură de bicarbonat de sodiu. Mie îmi place să adaug câteva picături de ulei esențial de lavandă, care are și rol calmat, dar și detoxifiant. Mai ajută și uleiul de tămâie. Este foarte bun. Eu pe acela îl folosesc, este preferatul meu. Încercați tot așa de la surse sigure, producători care au lanuri de lavandă sau pur și simplu căutați pe net firme care oferă uleiuri de calitate. Nu toate sunt de calitate superioară. E foarte important să faceți asta. Stați acolo în cadă o dată sau de două ori pe săptămână, aproximativ 15 minute. Apa nu trebuie să fie fierbinte, să vă ardă, doar călduță, dar o să vedeți că după câteva minute o să începeți să transpirați. Atunci începe detoxifierea să se facă simțită. Adică trebuie, în alte cuvinte, să ne relaxăm, să punem corpul în mișcare, să punem mintea în mișcare. Adică în momentul când citim, în momentul când studiem, ne punem mintea în mișcare. În momentul când gândim intens, când reflectăm, când contemplăm, ne punem mintea în mișcare. Are un impact foarte important asupra organismului. Toată lumea știe aspectul ăsta. Și atenție că noi vorbim acum de detoxifiere. Deci e foarte importantă
detoxifierea mentală, să iasă din obsesii, din fixisme, să iasă din tot felul de subiecte care epuizează și să se ducă înspre subiecte constructive, înspre și cu o atitudine cât mai puternică. Să detoxifierea mentală, vorbim de detoxifierea fizică cu ajutorul organismului, să iasă afară omul, să trăiască, să se simtă liber, să alerge, să se plimbe, să facă sport, să facă exerciții cu greutatea corpului, să pună practic toate grupele musculare, nu trebuie făcute foarte profesioniste, cât de simplu și fundamental, că atât mai bine, în mișcare, în momentul când îți spuse toate, se detoxifiază toate. În momentul când o parte e sedentară, uitată sau neglijată, nu se mai detoxifiază partea. Dacă vorbim de persoane mai în vârstă sau care au anumite probleme fizice și nu pot să facă sport mai serios, chiar o plimbare mai alertă, grăbită să zic așa, va fi de ajutor pentru că și ea o să ne facă să transpirăm la nivel mai mic, dar oricum, în momentul în care limfa circulă, se produce încet și detoxifierea, este mai bine decât nimic, de asta să fiți siguri. Multă lume se întreabă și îmi scrie, păi eu nu pot să fac aia, că nu pot să fac sport așa intens, mai bine nu fac nimic, că dacă fac doar asta puțin, nu se simte. Asta e cea mai mare greșeală a oamenilor care se apucă dintr-o extrem în alta, din a nu face nimic, a rupe și totuși. Nu, trebuie să faci de 2, 3, 4 ori pe săptămână frumos. Treptat. Și 10 minute foarte bine să faci. Nu ai chef să faci, du-te plimbă-te, n-ai chef să te plimbi, du-te înaltă, n-ai chef să înalți. Băi, fă niște flotări, fă niște genuflexiuni, 5 exact. Minute, 10 minute. Cât pot. Și așa, încetuți, să se creeze o nouă cultură, un stil de viață. Omul a fost făcut să trăiască, să se plimbe, să se miște, să vorbească, să gândească, nu să stea tolănit pe Netflix, în fața telefonului, căutând niște soluții minune sau mai rău, mergând la doctor, care, din păcate, majoritatea, sunt foarte orientați spre medicamente, nu spre stilul nostru de viață, nu spre procese de detoxifiere. Deparazitarea este și ea o variantă foarte serioasă de detoxifiere. Nu știu câți dintre voi știți, dar în momentul în care avem paraziți intestinale, aceștia ne intoxică organismul în mod activ, digestia nu mai funcționează corespunzător și atunci este un motiv dublu. Paraziții se hrănesc cu toxine și elimină, ca și noi, fiind o ființă vie, toxinele, din nou, în organismul nostru. Deci, până când se hrănesc cu toxine prin mâncărurile procesate false și așa, noi suntem practic gunoiul lor pentru că ei elimină acele reziduri. În această direcție, cât și pentru a scăpa de metale grele, variantele sunt simple. Din nou, cei care ne urmăresc pe Instagram știu că am afinitate foarte mare pentru produsele Timao, se găsesc pe naturalhealing.ro. Sunt tincturi din plante foarte concentrate și active, care își fac efectul grozav, merg direct la țintă. Sunt pentru paraziți, pentru metale grele, pentru tot felul de probleme, care asta fac. Detoxifiază din interior spre exterior. Deci cumva, când am ajuns la nivelul ăsta, e un plus, așa e, cireașa de pe tort, Timao ăsta. Eu țin foarte mult la ele, mi se par niște produse senzaționale și care nu ar trebui să lipsească din casa nimănui, se pot folosi în cure fără problemă, cel puțin de 2 ori pe an, sunt recomandate și copiilor de la un an în sus. Știm cu toții că și copila și pun mâna pe jos, peste tot, mai ales când învață să umble, cu atât mai mult trebuie să noi ne-am desprins prin dezvoltarea asta urbană, ne-am desprins de modul firesc și natural de a trăi, de a ne oxigena, de a consuma plante, de a consuma rădăcinoase, de a consuma organisme vii. Prin consumul acelor organisme vii avem enzime, cum sunt fructe, legume, plante, toate acestea. Iar tincturile astea cumva le reprezintă pe toate acestea, le cuprind pe toate acestea și sunt numai bune de consumat. Ca toate soluțiile despre care am vorbit să dea un somn bun. Și iarăși încheiem cu un proces de detoxifiere enorm de neglijat, enorm de important, somnul bun. Nu doar somnul, ci somnul bun, care e cel mai bun de la 21-22, te trezești la 6-7-8, fiecare cum poate, dar fără plimbare somn bun nu prea există, fără mișcare somnul bun nu prea există, fără mâncare bună și toate celelalte subiecte pe care le-am discutat nu prea există, deci vedem cum toate sunt interconectate. Cam asta ar fi din punctul meu de vedere. Mulțumim, sănătate, Doamne ajută! Detoxifiați-vă!